Biserica creștin-ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care pe icoane este întruchipat ca un biruitor al răului. În fiecare an, la data de 6 mai, avem o sărbătoare aparte înscrisă în calendarul creștin-ortodox. Este cea consacrată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Prin viața și curajul acestui creștin, vedem credința neclintită și mărturisirea adevărului. În această perioadă, mulți dintre creștini îl aleg drept ocrotitor al casei pe Sfântul Gheorghe. Legată de această sărbătoare, dar și de multe alte sărbători din această perioadă, sunt foarte multe obiceiuri populare. De la Sfântul Gheorghe, noi pășim într-o nouă perioadă, o perioadă care ne pregătește de perioada caldă anului, de vară, și în același timp, prin Sfântul Gheorghe, noi totdeauna amintim, în primul rând, rădăcinile credinței noastre. În ajunul sărbătorii, creștinii aduc brazdă de pământ cu iarbă proaspăt crescută, pe care le pun la uși, porți și răstigniri.